Oferta noastră este complexă și diversă. Acoperim practic nevoile tuturor segmentelor de business din piața locală. Aș menționa în primul rând serviciile din domeniul IT&C. Observăm o convergență tot mai accentuată a telecomului cu IT-ul și cu contentul. Practic, principalii jucători din piață caută un model de business care să poată susține creșterea tot mai accentuată și diversificarea nevoilor clienților noștri. Noi am dorit să subliniem, în primul rând, pachetul IT Manager. Este un pachet de servicii hardware, software, antivirus, anti-spam, helpdesk, care pune la îndemâna clientului toate serviciile necesare pentru startup unei afaceri sau pentru buna desfășurare a unei afaceri. Cu investiție inițială zero. Practic, clientul nostru nu trebuie să investească nimic upfront. Toate serviciile se plătesc lunar și la un preț modic. De asemenea, aș dori să subliniez servicii bazate pe tehnologia cloud computing, pe care deja le-am lansat. Aș menționa în primul rând MyOffice. Este un serviciu de colaborare online, audioconferință, videoconferință, instant messaging, prezență locală, precum și servicii de email hosting și web hosting. Sunt două tipuri de pachete, pornind de la 2,5 euro pe lună pe user. Este un preț extrem de accesibil. Și nu în ultimul rând, aș dori de asemenea să menționez serviciul de externalizare a operării, instalării și întreținerii echipamentelor IT de birou. Se numește Manage Office Automation și oferă clienților noștri posibilitatea de a externaliza practic operarea și întreținerea tuturor echipamentelor de birou. Imprimantă, PC, laptop, desktop, casă de marcat. Romtelecom, prin cei 400 de specialiști IT localizați în toate centrele de județ din țară, poate asigura servicii la cheie pentru externalizarea operării și întreținerea acestor echipamente. Bineînțeles că și în viitor ne îndreptăm spre domenii noi, cum ar fi Virtual Desktop Infrastructure. Intenționăm ca anul următor să ne îndreptăm spre această direcție, dar și servicii de tip Manage Network Infrastructure, consultanță în domeniul IT. Practic, presiunea pe care o înregistrăm în zona serviciilor tradiționale ne conduce spre servicii din zona IT&C. Romtelecom, ăsta este mesajul central, devine un jucător IT, mai mult decât un jucător de comunicații. Cum îi veți convinge pe businessmenii români, micii afaceriși români, să nu-și mai ia echipamentele lor și să vină în cloud, să se virtualizeze? Este relativ simplu. Investiție inițială zero, beneficiază de servicii la cheie susținute de echipa de specialiști cea mai dezvoltată din țară. De asemenea, avem infrastructura telecom care susține aceste servicii de cea mai bună calitate. Putem oferi, practic, service level agreement, un angajament de calitate cu 99,999% în backbone-ul rețelei datorită tehnologiei de ultimă generație pe care noi o utilizăm. Practic, noi venim cu o soluție la orice tip de problemă pe care un client ar putea să o aibă. Și aveți și extensia mobilă cu Cosmote. Bineînțeles, colaborarea cu Cosmote ne permite să furnizăm trafic nelimitat între cele două rețele, servicii de voce, date și internet, atât fixe cât și mobile, de la un singur provider. Pentru că Romtelecom și Cosmoteu colaborează foarte bine în acest domeniu și furnizează servicii la cheie complete, atât în zona de fix cât și în zona de mobil. Romtelecom în ultimii ani a evoluat foarte mult. A evoluat din punct de vedere al portofoliului de produse. Practic, vă aduceți aminte că până în 2005 aveam doar servicii de bază. Mă refer aici la telefonie, linii închiriate, telex. Începând cu anul 2005, am intrat în piața serviciilor de internet și VPN și am continuat să extindem zona de servicii către IT&C, cu hosting data center, cu disaster recovery și servicii de tip Manage LAN, Manage WAN, Manage Office Automation, suport pentru aplicațiile IT. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru că, în principal, se constată o presiune puternică în ceea ce privește core business-ul. Vocea se află într-o ușoară scădere și dinamica pieței este destul de accentuată. Înregistrăm în fiecare zi oferte noi, atât de la operatorii fixi, dar și de la mobil și operatorii alternativi. Și atunci noi am ales să ne îndreptăm spre zone cu potențial neexploatat încă și mă refer la zona serviciilor de date, internet, IT&C, over the top în anumite cazuri și, bineînțeles, tehnologia cloud computing
este cea care va reprezenta pentru noi o componentă majoră în strategia noastră de viitor. O să trecem foarte rapid în revistă portofoliul nostru de produse. Practic, avem pachete de servicii 2P și 3P care targetează cu precădere nevoile clienților din segmentul SOHO, respectiv segmentul SMEs, Small Medium Enterprise. Aici avem pachete de voce fixă plus internet fix plus internet mobil și, nu în ultimul rând, voce fixă plus internet fix plus TV, utilizând tehnologia DTH sau IPTV. IT Managerul este un pachet lansat de noi în anul 2008 ca un răspuns la nevoile clienților din segmentul SME, în principal, Small Medium Enterprise, care își doreau să aibă de la un singur furnizor de servicii atât partea de hardware, cât și software, cât și antivirus, cât și partea de asigurare suport distant. Și atunci am lansat acest pachet. În acest moment sunt zeci de mii de clienți care utilizează acest serviciu. După aceea, bineînțeles, ne referim la serviciile noastre de voce, care reprezintă cea de-a doua categorie, încă suficient de importantă ca și pondere în veniturile noastre. Utilizăm acolo atât tehnologiile clasice de tip DTM, ISDN, cât și cea mai nouă tehnologie prezentă în piață în acest moment, ne referim la Voice over IP și la platforma AMS, IP Multimedia Subsystem, extinzându-ne astfel într-un mod firesc și normal și cu serviciile de voce către o zonă nouă, cea a serviciilor de Voice over IP, de hosted pe PBX, și din nou ne întoarcem la tehnologia cloud computing și la utilizarea unei platforme care poate găzdui servicii similare cu cele oferite de un PBX clasic. PBX înseamnă Private Branch Exchange, centrăluța mică de instituție care este utilizată de către majoritatea companiilor. Noi o putem practic emula în acest moment. Nu mai aveți nevoie de centrala tipică, ci puteți utiliza servicii din cloud, telefoane obișnuite de tip IP și puteți beneficia de servicii similare. Mai departe, în cea de-a treia categorie de servicii se încadrează serviciile de internet, de bandă largă. Avem aici servicii cunoscute sub brandul de ClickNet pentru companii. Peste 100.000 de companii utilizează aceste servicii, care au fost lansate, după cum vă amintiți, spre sfârșitul anului 2005. Avem de asemenea servicii de tip premium internet, bandă simetrică și garantată, capacități de 100 de mega sau mai mult, ajunge până la capacități de 1 gigabit pe secundă cu tehnologie GPON. Portofoliul nostru de servicii de date, ne referim aici la transmisii de date pentru companii, este compus din VPN, Virtual Private Network, rețele virtuale private utilizate principal de companii pentru a transmite informații legate de stocuri, de nivelul vânzărilor sau aplicații care permit monitorizarea în timp real a diverselor resurse ale lor, având în spate un ERP, un CRM sau un alt tip de aplicație. De asemenea, continuăm să furnizăm și linii închiriate și servicii de tip Clear Channel, care emulează linia închiriată peste o tehnologie extrem de nouă, de tip Cisco MPLS. Și nu în ultimul rând, este cea de-a cincea categorie, direcția spre care ne îndreptăm, după cum vă spuneam noi, împreună cu majoritatea operatorilor importanți, și anume ITNC. Rom Telecom a făcut un pas important în această direcție încă de la sfârșitul anului 2006, când am lansat serviciul de hosting data center și disaster recovery. Ne putem furniza astfel clienților noștri soluții eficiente pentru găzduirea datelor în trei sedii distincte cu peste 1000 de metri pătrați ca și suprafață. De asemenea, avem serviciile de tip ICT Managed Services, ne referim aici la Manage LAN, Manage Local Area Network, Manage WAN, Manage Desktop, Manage Office Outsourcing. Sunt servicii deja lansate, avem în administrare peste 25.000 de echipamente de birou ale diverselor companii care beneficiază de servicii de instalare, de operare, de mentenanță de la Rom Telecom. Avem de asemenea servicii de tip Software as a Services, bazate pe tehnologie Cloud Computing. Este un produs de colaborare online, numit MyOffice, lansat în colaborare cu compania Microsoft. Și nu în ultimul rând, avem servicii de securitate IT, mă refer la antivirus, anti-spam, firewall, atât la cheie, cât și din cloud. Intenționăm să lansăm servicii de tip firewall din cloud. Și servicii cu valoare adăugată, bineînțeles, ne referim la serviciile de tip Telverde, Unitel, Televoting, servicii pe care le știți, se bazează pe o platformă inteligentă și se situează deasupra serviciilor obișnuite de voce, date, internet. Și televiziune pentru companii, avem pentru segmentul Horeca, Hotel, Restaurant,
hotelul, restaurante, cafenele, un serviciu de televiziune cu un content specific pentru această categorie de clienți, bazat atât pe tehnologie Direct to Home, DTH, cât și pe tehnologie IPTV. Practic, evoluția noastră este de la operatorul clasic de servicii de telecomunicații și echipamente de telecomunicații, PBX, router, switch, către furnizorul de servicii IT, IT cu management asigurat, end-to-end. Deja am făcut un prim pas în această direcție prin furnizarea de management al rețelelor IT, prin furnizarea de soluții de hosting și backup, precum și prin lansarea serviciului de Office Equipment Management. Un pas mic am făcut și în zona de Application Management. Este o bancă destul de mare din România care a externalizat serviciile de management al aplicațiilor software către Rom Telecom, dar aici urmează să mai dezvoltăm această parte de aplicații și targetul nostru este ca în următorii 3-5 ani să ajungem în zona în care să putem furniza servicii de consultanță IT, servicii de integrare de sisteme IT, servicii de business process outsourcing. Am făcut deja un pas în această direcție. Suntem în măsură să furnizăm acum business process outsourcing pentru serviciile de call center. Deci, practic, suntem furnizori pentru companii mari din România al unor astfel de servicii. Deci le externalizează către noi toată partea de call center. Dar, bineînțeles, vom continua și cu alte servicii.